planul lui Tudorel Toader, de jucat de experii în drept. Ce se ascunde în spatele sesizării CCR în cazul Lefei Dna, este atât de limpede. Curtea Constituțională a României, CCR, a dat guvernului termen până pe 3 mai pentru a depune punctele de vedere privind sesizarea formulat după refuzul presubliniere dintelui Klaus Iohannis de a o revoca din funcție pe subliniere Lefei Dna, potrivit surselor Ager Press. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anuncat ce sesizarea formulat după refuzul sublinierefului statului de a o revoca din funcție pe Laura Codruca Kövesi va ajunge în cursul zilei de luni la Curtea Constituțională. M-am întâlnit cu doamna premier, i-am prezentat proiectul de sesizare a Curții Constituționale, argumentele, conținutul acelui proiect. Domnia sa a fost de acord, l-a semnat în prezent camera. În cursul zilei de astăzi, sesizarea ajunge la Curtea Constituțională, a declarat Toader după întâlnirea cu prim-ministrul Viorica Dencil. Decizia ministrului Justiției a venit după ce săptămâna trecută presubliniere dintele României a anunțat ce nu o va revoca din funcție pe Laura Codruca Kövesi, în urma raportului făcut de ministrul Justiției. Tudorel Toader susținuse ce sublinierea statului nu are abilitatea legală nici competențele funcționale de evaluare a activității profesionale i manageri ale desfurate de procurorul Lefei Dna. În replic, presubliniere dintele Iohannis a spus că nu există temei legal pentru sesizare sublinierei, totodată. Nu este niciun conflict de natură constituțional între guvern subliniere și presubliniere din CE. Este limpede ce dreptatea constituțională este de partea presubliniere dintelui Republicii, fiindcă acesta are ultimul cuvânt în ceea ce prive subliniere te revoa crea subliniere Lefei Dna. Ceea ce ministrul Justiției doresc subliniere te se determine este, după toate aparențele, o decizie a curții prin care se îl constrâng pe presubliniere dinte să procedeze altfel. Domnia sa a susținut permanent ce presubliniere dintele nu are niciun drept altul decât de a se conforma punctului de vedere al ministrului Justiției. Este atât de evident ce avem de-a face numai cu o decizie politică. Ce Curtea Constituțională urmează să realizeze, judecând după ce crede domnul Toader ce se va întâmpla, este să se rescrie Constituția României făcând din presubliniere dinte un actor irelevant. Aceasta este de fapt miza autentică a beteliei la care asistăm, a declarat Ioan Stanomir, expert în drept constituțional.